Alfred, ariciul detectiv. Misterioasa goană după aur. Hei, Alfred, privește! Se pare că JJ e bucuros pentru ceva. Trebuie să fie ceva important, pentru că e extrem de caragios. Oh, iar tu nu ești niciodată așa. Cine? Eu? Milo este un tip super grozav. Wow! Da, serios, îmi dau seama. Scuze. Chloe, Chloe. Cine? Cine e acolo? Bună, JJ. Chloe, vreau să-ți dau ăsta. E foarte valoros. E pentru tine, păstrează-l pe vecie. Oh, nu, zău așa, nu, nu aș putea accepta așa ceva. Știu că o să ai grijă de el și o să-l ții într-un loc sigur. Ia-l, trebuie să plec. JJ? JJ? Ce l-o fi apucat? Minunat! Uhu! Uhu! Oakley! Oakley! Ce? Ce e? Oh, JJ, salut! Eu, știi, tocmai îmi întipăream în memorie deplasarea completă a norilor. Oh, serios? După cum sfărăiai, mi s-a părut că dormi. Așadar, ce te aduce pe aici? Pentru tine! Dar, vreau... Nu-i așa că e minunat? Vreau să ți-l dau ție. Nu, vorbesc serios. N-aș putea, e trofeul tău preferat. Da, 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 insist! Nu, 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 nu pot. Ba da. Ba nu. Ba da, ia-l. Cine ar putea fi? Cynthia, aș vrea să-ți dăruiesc. No! Au, 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 au. Privește, aparatul poate detecta urme de minerale. Oare cine e? Bună, Alfred, vreau să-ți dăruiesc ceva. E mânerul meu preferat, o să te facă fericit. Fără dar, consideră că e al tău. Un mâner? Trebuie să te întreb de ce-l faci cadou. Bună întrebare! Fac atâtea cadouri pentru că voi călători prin lume! Ha? Cum o să faci asta? Am metodele mele! Metodele mele minunate, profitabile! E prea frumos să fie adevărat, dar e adevărat! Ce e adevărat? Poftim? Nimic! N-am spus nimic! Pa, pa! Alfred! Trebuie să-l oprești! Nu mai suport! Pe cine să opresc? Ce nu mai suporți? Pe JJ! Își duce toate bunurile pe la casele oamenilor, rugându-i să aibă grijă de ele. Totul a început cu ăsta. Uite ce mi-a dat mie! Arăt eu o pasăre care are nevoie de ceainic. Se pare că răspunsul este nu. JJ și-a pierdut mințile. Are nevoie de ajutor? Ai dreptate, Chloe. Comportamentul lui e serios de misterios. Comportamentul ciudat al lui JJ nu e neobișnuit. Să-l întrebăm ce se petrece. Haideți! Ați văzut ceva ciudat? Acolo! N-ați putea fi mai gălăgioși puțin? Mă întreb ce ascunde. Hai să-l întrebăm. Îți faci deja bagajele, JJ? Sunt pe terminate. La revedere, pădure! Salut, lumea aventurilor! Îți vom duce dorul, JJ. Da, bineînțeles, și mie o să-mi fie dor de voi. Dar ăsta e prețul celebrității. Celebrității? Aha. E foarte simplu. Am descoperit, adică am dezgropat ceva care o să mă transforme într-o celebritate. N-am timp de sporovăit, trebuie să plec. Serios? Ce anume ai descoperit mai exact? Ceva măreț, surprinzător, de necrezut. Dar nu vă pot spune ce este. Pa, pa! Am înțeles, ratonul ăsta a luat-o rău pe ulei. Priviți,
Și-a uitat rucsacul. Să aruncăm o privire să vedem cu ce l-a umplut. Stai așa, ce-i asta? E un fel de secure foarte ascuțită. E un târnăcop, e bun pentru zdrobirea pietrelor. Unde l-a lăsat în urmă? Iată, uită ce vas. Știți ce mi se pare foarte ciudat? De ce și-a lăsat aici sacul cu unelte? Așa este. Oare plănuiește să se întoarcă într-o zi? Chiar dacă a spus că n-o s-o facă. Sunt unelte folosite într-un anumit scop. Scopul ăsta trebuie să-l aflăm noi. Aceste unelte sunt primul indiciu. Oh, priviți! Are mai multe! Wow! Și aici e ceva complet nou. Oh. Wow, habar n-am ce este, dar îmi incită curiozitatea. Al doilea indiciu. Să ne gândim bine. JJ are echipament nou. Însă, în ce scop? Hei, ia uitați-vă la aceste pietricele. Sunt o grămadă în această cutie. Pare a fi aur. Ei bine, orice or fi, pietricelele astea de pe fundul cutiei reprezintă al treilea indiciu. Să ne întoarcem la sediu să le studiem. Da, priviți, am găsit primul indiciu. Sunt unelte de prospectare. Ca în vremurile de demult, uneori și în zilele noastre, lumea caută diamante și metale prețioase cu acest echipament. Priviți! Când ai suficient aur de o anumită greutate, acesta este topit și modelat în niște cărămizi mici. Asta semnifică al doilea indiciu. E forma care modelează aurul topit într-o cărămidă sau bucată. Asta înseamnă că JJ a găsit aur? Pădurea ceturoasă e în pragul unei goane după aur? Ai spus cumva aur? A spus goană după aur. Mi-e suficient. Și mie. Și mie? Poftim? Bine, mulțumesc, mamă. Pădurea cioturoasă și-a ieșit din minți. Lumea revendică terenuri peste tot. Trebuie să ne grăbim. Cum ne putem da seama dacă e aur sau nu? Stați! Cred că am găsit ceva. Dacă e aur, va lăsa în urmă o dâră aurie. Să vedem. E verde închis, nu aurie. Și miroase urât. Foarte bine, dacă ar fi fost aur, ar fi trebuit să lase o urmă aurie. Asta de aici miroase urât. Mai trebuie să facem un test ca măsură de siguranță. Am nevoie de un ciocan. La o parte! Piatra mea! Nu te îngrijora, Milo. Nu e aur. Aurul se lățește, dar nu se sparge. Dacă nu e aur, atunci ce e? Virar, ești sigur? Poate ne scapă ceva. Poate e un nou tip de aur. Știi tu, format de abuzurile vremii, ale presiunii. Da, și... Milo, nu e aur. Ce-a găsit JJ e lucitor și frumos, dar nu e aur. Înțelegi? Ia stați, un mineral auriu la culoare l-am găsit. Da, este aur. Nu, nu este. Bine, eu mă duc să anunț lumea. Voi mergeți după JJ. Ne întâlnim la el acasă. Putem termina odată, Alfred. Mi-am pus ochii pe un teren de lângă pașiște Alior. N-ai ce face cu țăru și Cynthia. Nu există aur în pădurea cioturoasă. E o glumă bună. Prea bine. Dacă asta-i tot, eu plec. Nu e o glumă. Nu există aur. Avem, în schimb, multă pirită. Pirită? Stați așa. Dar pirita asta e mai prețioasă decât aurul, nu-i așa, Alfred? Nu e prețioasă. E o veste îngrozitoare. Am alergat de colo-colo și am transpirat toată ziua degeaba. Dacă pentru tine e o veste rea, cum o fi pentru JJ? JJ, știm ce crezi că ai găsit, dar nu e așa. Nu e aur, ci pirită. Nu e un mineral prețios. Se mai numește aurul nerozilor. Îmi pare foarte rău.
Dar nu suntem siguri în totalitate, deci se... Milo, suntem siguri! Încetează! Nu poate fi adevărat! Mm-hmm. E adevărat? Mm-hmm. Serios? Mm-hmm. O, Doamne! Nu! Da, așa am spus și eu. Ce e de făcut? Mi-am dăruit lucrurile preferate! Nu mi-a mai rămas nimic! Oh, uimitor! Cum ai reușit? Toate lucrurile mele preferate! Mulțumesc, prieteni! Pentru asta sunt prietenii! Pirita este un mineral de culoare aurie. I-a păcălit pe mulți căutători de aur. Deși strălucește puternic, e casantă, nefiind la fel de grea sau de maleabilă ca și aurul.